Vreau să vă motivez pentru a vă implica și dumneavoastră, chiar dacă nu o să cumpărați un ghiozdan întreg cu tot ce este în el. După cum vedeți, sunt mai multe chestii care iar prinde bine unui copil la începerea unui an școlar, unui copil care niciodată în viața lui nu a avut vreun ghiozdan. Poate că nu vă vine să credeți, dar sunt comunități în țara noastră care au copii care în viața lor nu au avut un ghiozdan sau un penar echipat. Sunt copii care în viața lor nu au văzut așa ceva. Poate doar în vitrine, când au fost pe la oraș, dacă au fost. Așa că dacă nu faci un ghiozdan și nu ai timpul necesar, donează. Donează 2-3 lei, 5 lei, 10 lei și noi o să ne ocupăm. Iar apoi o să revenim cu un raport cu copiii care s-au bucurat prin mâna ta.